Ticticiș în axatul zilei din 30 mai, când îl prăznuim pe Sfântul Cuvios Isache Mărturisitorul. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prolage de Ohrida, sinaxar 30 mai. Pomenirea Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru, Isache Mărturisitorul. În timpul domniei împăratului Valens, arienii cu ajutorul împăratului prigoneau sălbatic ortodoxia. Auzind de aceste prigoniri, un pusnic care se nevoia în părțile răsăritului și-a părăsit pustia și a venit de bună voie la Constantinopol. Ca să-i întărească pe creștini și a infiera și a-i vădi pe eretici cu vitejie. În acel timp, împăratul Valens se îndrepta către nord cu armate împotriva goților, care trecuseră dincoace de Dunăre, în Tracia. Isachie a ieșit înaintea împăratului și i-a zis: „O împărate, deschide bisericile ortodoșilor și îți va binecuvânta ție Dumnezeu calea.” Dar împăratul a disprețuit pe bătrânul și cuvintele lui și și-a continuat calea. În zilele următoare, Isachie a alergat din nou înaintea împăratului și a zis iarăși aceleași cuvinte, arătându-i prorocește că va fi rău de el în acel război, dacă nu va împlini voia lui Dumnezeu ca să dea bisericii ortodoxilor. Împăratul era să dea ascultare cuvintelor bătrânului, dar un anume slujitor al împăratului, următor al necuratei erezii, al necuratului Arie, l-a împiedicat pe împărat de la aceasta. De aceea bătrânul Isachie a fulovit de gărzi și a aruncat în mărăcini. Dar Sfântul Isachie și în a treia zi a alergat înaintea împăratului și apucându-i calul de căpăstru, i-a strigat cu glas tare împăratului ruga de a lăsa libertatea bisericii lui Dumnezeu, arătându-i cu deamănuntul pieirea lui dacă nu va asculta. Împăratul înfuriat a poruncit ca bătrânul să fie bătut și aruncat într-o groapă plină de noroi și de spini. Trei îngeri ai Domnului l-au scos pe Sfântul Isachie din acea groapă. În a patra zi, bătrânul Isachie a venit înaintea împăratului și a pronunțit moarte groaznică care îl așteaptă dacă nu va da libertate ortodoxiei. „Ție îți grăiesc, împărate, tu te duci cu oștire împotriva barbarilor, dar nu vei face față la război. Tu vei da dosul și vei fugi dinaintea dușmanilor tăi, iar ei te vor prinde și te vor arde de viu.” Prorocia s-a împlinit întocmai. Barbarii au secerat armata lui Valens ca pe pleavă, iar împăratul, împreună cu acel sfătuitor necurat al lui, au scăpat ascunși într-un coș de nuiele. Barbarii au aflat unde se ascunde împăratul și, înconjurând locul acela, i-au dat foc. Atât împăratul, cât și acel sfătuitor blestemat al lui, au pierit arși de vii. În urma lui Valens, pe tronul imperial, a urcat împăratul Teodosie cel Mare. Auzind Teodosie de prorocia Sfântului Isachie și de împlinirea lui, a poruncit ca Sfântul Isachie să fie adus cu cinste la curtea imperială și s-a închinat până la pământ înaintea lui. Dat fiindcă pacea se întorsese în biserica lui Dumnezeu, iar arienii fuseseră alungați în surghiun, Sfântul Isachie a voit să se întoarcă la pustia lui. Împăratul însă l-a rugat și l-a înduplecat să rămână la Constantinopol. De aceea, aristocratul Saturnin a zidit o sfântă mănăstire pentru Ava Isachie, unde a viețuit el într-o nevoință pusnicești până la moartea lui, săvârșind multe minuni. Acea mănăstire s-a umplut de monahi mulți și râvnitori și s-a făcut vestită prin sfințenie. Înaintea morții lui, Sfântul Isachie
l-a numit pe ucenicul său Dalmatus, stareț în locul lui, de la care mai târziu și-a luat numele și mănăstirea, mănăstirea Dalmaților. Plăcutului Dumnezeu, Sfânt Isachie, Sfântul Isachie a trecut la cele veșnice la anul 383, spre a se bucura pururea de vederea feței Domnului. Pomenirea Sfintei Cuvioase Macrina. Această Sfântă Cuvioasă Macrina a fost bunica Sfântului Vasile cel Mare. Ea era vestită pentru mare ei înțelepciune, credință și evlavie. Ea a fost ucenița Sfântului Grigorie, făcătorul de minuni din Neocezarea. În timpul domniei lui Deocletian, Macrina și-a lăsat casa și împreună cu bărbatul ei Vasile s-au dus și s-au ascuns prin pustietăți și în codri. Proprietățile lor au fost confiscate de păgânească stăpânire, dar Macrina și bărbatul ei n-au regretat nimic. Lipsiți de toate, în afară de dragostea lor pentru Dumnezeu, ei și-au făcut casă în pustietatea codrului, acolo unde au viețuit 7 ani. Prin dumnezeiască purtare de grijă, din munte se coborau la ei capre, care le asigurau hrana zilelor. Amândoi au dormit cu pace în veacul al 4-lea, după ce au trecut prin mari suferințe pentru credința lor. Iată, această Sfântă Macrina a fost bunica Sfântului Vasile cel Mare și ea și soțul ei, Vasile, au suportat multe prigoane pentru credință, iar părinții ei și bunicii ei au fost chiar mucenici, bunici și străbunicii Sfântului Vasile au fost mucenici pentru Hristos. Ea a crescut cu așa multă credință, după aceea și pe nepoții ei, pe Sfânta Macrina, cea tânără, pe Sfântul Vasile, toți cei 5 nepoți care au trăit, au supraviețuit din cei 10 copii a Sfintei Emilia, mama Sfântului Vasile, încât toți 5 au ajuns mari Sfinți ai Bisericii. Sfânta Cuvioasă Macrina, cea tânără, o mare sfântă, cuvioasă stareță, Sfânt Vasile cel Mare, cel mai mare ierarh al bisericii din vremea lui, Sfântul Grigorie din Nisa, mare ierarh și teolog, lui Sfântul Navgratie, făcător de minuni, mare pusnic, și Sfântul Petru al Savastiei, mare episcop și tot așa făcător de minuni. Cântare de laudă la Sfântul Isachie Mărturisitorul. Isachie, ca și un alt proroc Ilie, precum strălucește soarele în virtuți, el pe împăratul imploră, pre el povățuiește. Cine împăratul, căci împăratul luptă împotriva lui Dumnezeu? Împărate, cu cine vrei să lupți? Iată, împărăția ta se va pustii, căci tu vrei să te lupți cu cel prea înalt, tu care ești praf și cenușă, sub picioarele lui. Tu cu armată pornești contra barbarilor sălbatici. Tu în tine însuți îți pui nădejdea, sărmane, împărat. Dar iată, puterea ta este ca și a furnicii, iar tare cu adevărat este doar cel care este cu Dumnezeu. Picioarele tale către 2 războaie au pornit, împotriva oamenilor și împotriva lui Dumnezeu. Cu vieții oameni poate că vei izbunti, dar cu Dumnezeu te sfătuiesc de grav să te împaci. Ține ortodoxia, împărate, erezia stârpește, că altfel murivei arzi de viu. Arzi și aici, arzi și în cealaltă lume, tu vei pierde astfel amândouă lumi. Dar împăratul de-a lungul de ale Sfântului Ruci nu ascultă. El la război se aruncă, la Domnul nu se gândește. El în război se aruncă și din acel război nu se mai întoarce. Ca o putoare piere a lui Valens viață, Domnul bisericii lui libertate dă și pre Isachie Sfântul raiului îl învrednicește. Cugetare. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană sufletului. Cuvântul lui Dumnezeu
este pacea și puterea și lumina sufletului. Cel ce se îndelenicește cu citirea cuvântului lui Dumnezeu dă hrană, putere și lumină sufletului său. Celui care poate îi se cuvine să-l asculte pre cel pe care îl vestește lui din Sfintele Scripturi. Toți sfinții au arătat mare binefacere care se ascunde în citirea culoarea mintea Sfinților Scripturi. Sfântul Serafin de Sarov zice, sufletului trebuie să-i dăm hrană cuvintele Sfintelor Scripturi. Căci cuvântul lui Dumnezeu, după cum ne învață Sfântul Grigore, teologul, este pâinea îngerilor, care hrănește sufletul cel care însetează după Domnul. Dar mai presus de toate, creștinul trebuie să citească Noul Testament și Sfânta Psaltire. De aici vine luminarea minții. De mare și negrăit folos este să citești cuvântul lui Dumnezeu în singurătate și liniște și să citești întreaga Sfântă Scriptură într-o înțelegere. Domnul dăruiește mila lui cea înveșugată omului care se străduiește să facă acestea pentru mai mult decât oricare altă nevoință sau fapte bune și dăruiește acestea ca aceasta și darul înțelegerii. Când omul își hrănește sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci el se umple de înțelegere și începe să se deosebească limpede binele și răul, adică binele de rău. Luarea aminte. Să luăm aminte la harul Duhului Sfânt, de la Sfânta Taină a Preoției, la cum harul Duhului Sfânt sfințește, luminează și împuternicește pe om ca să slujească păstor și învățător, la cum harul împuternicește pe preot să slujească celelalte sfinte taine. Predică despre Sfânta Taină a Preoției și rugându-se ei și-au pus mâinile peste ei. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 6. Punându-și mâinile peste cei aleși dintre credincioși, apostolii au hirotonit episcop, preot și diacon. Este limpede din aceasta că credința creștină nu înseamnă doar învățătura și predicarea cuvântului, ci înseamnă și putere, căci nu ajunge doar să cunoști, este de trebuință să ai și putere, căci nu ajunge doar să fii ales de oameni, este de trebuință să fii consfințit și de Dumnezeu. Dacă nu ar fi trebuință, nu ar fi de trebuință, de putere pentru chemarea preoțească, atunci nu ar fi de trebuință nici depunerea mâinilor, ci ar fi suficientă doar predicarea cuvântului, din gura celui care învață către urechea celui ce ascultă. Punerea mâinilor însă semnifică transferul de autoritate și pogorârea puterii de sus asupra celui ales. Astfel, puterea se află în harul lui Dumnezeu, care îl întărește pe om, îl sfințește și îl luminează. Cu adevărat, harul Duhului Sfânt, harul Domnului, este cel care învață, conduce, păstorește, iar prin Sfintele Taine întărește turma lui Hristos. Preotul este vasul acelei negrăite, înfricoșate, a tot îndestulătoare puteri a harului. Binecuvântat este preotul care alege comoara, cea care s-a dăruit într-un dânsul. Binecuvântat este el când frica de Domnul nu-l părăsește nici zi, nici noapte, până la ultima suflare, căci pe pământ cinste mai mare nu se află, nici responsabilitate mai mare, decât chemarea preoției. Prin punerea mâinilor de către episcop, preotul a intrat în comuniune cu izvorul cel ceresc și veșnic al Harului și cu puterea Sfinților Apostoli. Prin aceea, preotul s-a făcut conducător al Harului și împreună slujitor cu preoții ortodoși din timpurile apostolice până în ziua de astăzi, cu mari sfinți erari și cu nenumărate șiruri de sfinți mărturisitori și făcători de minuni, nevoitori, puznici și mucenici.
Asupra lui se răsfrânge podoaba demnității lor, dar el poartă și povara vrenicii lor, a exemplului lor, a mustrării lor. O, fraților, mare și cuvârșitoare este rugirea păstorului turmei cuvântătoare a lui Hristos. El este dator, dator este el de a se ruga Domnului pentru toți, pentru toți credincioșii. Și toți credincioșii au datorie să se roage pentru el înaintea lui Dumnezeu. O, stăpâne, Doamne, arhiereule ceresc, dăruiește tuturor ortodoxilor preoți putere, înțelepciune, curăție, râvnă și blândețe, toate virtuțile apostolice prin harul Duhului Tău cel Sfânt, preoților Tăi, dar că Ție se cuvine slava și mulțumirea în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.